Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem într-un sat al comunei Bumbești-Jiu, în satul Porcen. Suntem la o fermă de animale, una, să spun așa, care este total diferită de ceea ce știm noi, având în vedere că proprietarul de aici a achiziționat vite de rasă, aduse tocmai din Germania, matca. Nu este acasă proprietarul, așa că inginerii de la Camera Agricolă ne-au adus astăzi aici, deși plouă, dar pe noi nu ne împiedică nici vremea. Și v-aș întreba, domnul Gâdea, nu numai ce găsim aici, dar cum a reușit acest om, pentru că nu e chiar ușor ce a făcut. Ne aflăm la ferma condusă de tânărul Daniel Popescu, care a investit în urmă cu 4-5 ani în această zonă, pe care o vedem parțial datorită condițiilor atmosferice. Nu putem cuprinde toată ferma, dar poate reușim să filmăm după aceea și cealaltă zonă. Aici, în urmă cu 5 ani de zile, tânărul Popescu Daniel a investit în creșterea bovinelor. A plecat de la un nucleu de rase locale, bălțata românească, metiși din rasele locale și și-a dat seama că afacerea pe care o întreprinde nu este atât de economică și în urmă cu un an și ceva a investit și a achiziționat 26 de capete bovine din rasa Angus, rasă specializată pentru carne, și o să vedem aceste animale în câmp. Animalele sunt adaptate foarte bine la condițiile din țara noastră și o să discutăm atunci despre ele. Aș vrea totuși să amintim și despre rasa bălțată românească pe care ați văzut-o în grajd. Este rasă care poate fi încrucișată foarte bine cu rasele de carne și pe asta a mizat și tânărul Daniel Popescu, care vrea să dezvolte creșterea bovinelor. O să vă mai spun că tot acest tânăr, având curaj și fiind pasionat de agricultură, pentru că asta face dânsul, nu este în acest moment aici, deoarece este plecat să achiziționeze o platformă pentru furaje tocmai de pe la Turda. Și are nevoie această platformă și astăzi este acolo. Este preocupat, o să vedeți, foarte multe utilaje în zonă, pentru că își fermă necesită. Sigur, își procură furajele și se ocupă de dezvoltarea animalelor, dar are și un sector vegetal dezvoltat. În urmă cu 3 ani de zile a achiziționat peste 800 de pomi pe care i-a plantat și are o plantație foarte frumoasă de pomi care sunt în anul 3 de la plantare și poate o să vedem altă dată și această, să-i spunem, microfermă. Într-o zi cu soare, cum spun eu, da? Da. Și aș reveni la ceea ce vedem aici în jurul nostru. Sunt foarte multe utilaje, toate necesare fermei zootehnice. E o suprafață mare de teren, că nu poți avea o fermă dacă nu ai terenul tău. Da, tânărul Daniel Popescu are în acest moment aproximativ 15 hectare de teren, mare parte proprietate, dar arendează în fiecare an pentru procurarea furajelor și pentru furajarea lor în câmp deschis, pentru că rasa Angus este o rasă bine adaptată la noi în zonă, în țară, și rezistă la condițiile de frig care sunt la noi. O să vedeți acolo când ajungem că au avut chiar în luna ianuarie, în 2015 acum, au avut 6 fătări. Viceii se văd cât de bine sunt, cât de rezistenți sunt, pentru că la minus 15, minus 20 de grade nici nu au simțit această temperatură și nici nu este nevoie să fie adăpostiți. O să vedeți că sunt acum în am văzut în aer liber. Aer liber și sunt bine adaptați.
Vorbi ține despre bălțata românească, pentru că cu asta a început și trebuie să avem în vedere că cei mai mulți gorjeni această rasă o au în gospodărie. Are aici câteva zeci de vaci, un număr destul de mare. Sunt vacile de lapte, celelalte sunt vaci de carne, care nu poți obține lapte așa cum ai dorit de la ele sau mai deloc. Bălțata românească este cunoscută la noi, s-a încercat ameliorarea, s-a lucrat mult pe această rasă, nu se renunță la bălțata românească, deoarece sunt zone unde dă rezultate foarte bune și mai ales crescătorii de animale care cunosc, stăpânesc bine zootehnia și care au dezvoltat această rasă în timp, nu renunță la ea. Este o rasă mixtă, în categoria raselor mixte, dar noi în România, în principal, este folosită pentru producția de lapte. Au încercat din încrucișeri și prin aceste mulțiri cu rase de carne, s-au obținut și altfel de produși care sunt mai economici, am spune, dar foarte multe amănunte nu vă pot spune, pentru că eu ar fi trebuit să fie proprietarul și poate ne-ar fi spus cam ce a încercat el să facă aici cu această rasă. Dar la nivel național, rasa bălțată românească este o rasă cu pondere, sigur această rasă are cea mai mare pondere dintre rasele de bovine din România. Am venit aici pentru că aici există un proiect și dumneavoastră, cei de la Camera Agricolă, îi ajutați pe oameni să întocmească aceste proiecte care pe fonduri europene îi ajută să își aducă în gospodărie ba o fermă sau un solar pentru legume sau mai știu ce altă afacere cu profit agricol. În acest sens am să vă, să zic, desconspir, deși nu este chiar așa o conspirație lucrul ăsta. Tânărul fermier este foarte interesat de tot ceea ce se întâmplă cu fondurile europene, este preocupat și aproape săptămânal și chiar mai des uneori trece pe la Camera Agricolă, se informează, discută cu noi, pentru că vrea să dezvolte această activitate. Mă feresc să spun afacere, pentru că este o activitate și din această activitate, unde se muncește foarte mult, tânărul speră să obțină și rezultate economice. Este la început de drum, în general este mulțumit de ceea ce realizează, dar vrea să se dezvolte și nu poate face acest lucru decât cu fonduri europene în principal. Ați punctat foarte bine că, într-adevăr, nu fac afaceri cei din agricultură, pentru că nu reușesc, pentru că nu au piață de desfacere, pentru că în România lucrurile nu merg așa cum și-ar dori ei. Ați punctat mult mai bine decât am făcut-o eu. Majoritatea cei care obțin un profit îl reinvestesc pentru a-și achiziționa utilaje sau animale sau terenuri pentru că au nevoie. Și spuneți-mi dacă speranța asta de mai bine în agricultură, având în vedere că se așteaptă și subvenții, se va modifica odată, pentru că, iată, tinerii sunt sprijiniți, dar constanta în ani nu este cea sperată de ei. Totuși, trebuie să privim cu optimism. Eu sunt un optimist incurabil și nu cred că lucrurile vor evolua decât spre bine. Pe ce mă bazez? Pentru că întotdeauna trebuie să avem să gândim pozitiv, da. Pozitiv, dar nu numai asta. Eu văd în jurul meu tineri, foarte mulți tineri care investesc și care au pasiune, mai ales pasiunea, pentru că nu se face nimic fără pasiune. Absolut nimic nu se poate face, mai ales în agricultură, pentru că asta nu este, cum discutam, nu este o afacere. Este pur și simplu multă muncă, multă, foarte multă muncă și pasiune pentru ceea ce faci. Și o întrebare, pentru că suntem în domeniul acesta, să știți că multă lume ne întreabă și pe noi, domne, dar subvențiile, vin subvențiile, când luăm subvențiile? Dumneavoastră sunteți cei care vă ocupați de acest lucru și v-aș întreba, dumneavoastră, APIA, ce le spunem la oameni?
Camera Agricolă Județeană nu se ocupă în mod special de subvenții. Ați generi din teritoriu, da. Noi asigurăm consultanță pentru producătorii agricoli în toate domeniile. Sigur că suntem asaltați cu întrebări și în legătură cu subvențiile de către beneficiari, dar organismul specializat pentru subvenții este APIA. Eu consider că în ultimii ani au fost sprijiniți aproape suficient cei care vor să facă agricultură, dar trebuie și mai mult pentru că agricultura este viitorul. Totul pleacă de la nevoia de hrană, totul pleacă de la faptul că România are condiții foarte bune pentru agricultură, că România este o țară dăruită de Dumnezeu cu ceea ce vedem în jur și ceea ce de care trebuie să ne mândrim ce avem, pentru că orice am spune noi, România are de toate și poate în plus, în afara câmpiilor, munților, a zonelor care sunt foarte bune pentru agricultură, ape, fluvii, mai ales delta. Deci avem cam de toate în această țară și ar trebui să folosim acest lucru, pentru că este șansa noastră a românilor să folosim acest lucru. Și constat că tinerii se orientează bine, se orientează către agricultură, ceea ce este un lucru care ne dă speranță. Cel puțin eu am multă încredere în ceea ce fac tinerii de acum. Vă mulțumesc. Să mergem acum să vedem și rasa cealaltă, rasa nemțească, să zic așa, de vite, având în vedere că am vorbit foarte mult de bălțata românească, cea pe care o are tot românul în gospodărie. La munților la Porceni, un sac ce aparține de Bumbejiu, un tânăr, Daniel Popescu, și-a întemeiat o fermă. A pornit cu bălțata românească și continuă cu Angus, o rasă de băcuță neagră ca smoala, cu capul rotund și fără coarne, cu părul mare și des, iar taurii Angus ajung chiar până la o tonă. Sunt numai vaci de carne, nu de lapte, se reproduc de la 13 luni și oferă o carne de calitate. Angus este o rasă de taurine crescută pentru producția de carne, creată în Scoția în secolul al XVIII-lea. Angus are în prezent o arie mare de răspândire în întreaga lume. Este de culoare neagră, așa cum am mai spus, fără coarne, cu greutate corporală la vaci de 500-550 de kilograme, cu un randament la tăiere pentru animalele îngrășate de 65-70%. În România, rasa Angus a fost folosită în vederea ameliorării unor rase locale. Iată, suntem și în câmp, suntem așa ca Moș Crăciun, dar asta e vremea, asta e situația. Domnul Gâdea, haideți să ne spuneți mai multe despre această rasă pe care n-am văzut-o frecvent în Gorj, având în vedere că cei mai mulți gorjeni au în gospodării bălțata românească sau o brună roșcată. Rasa Angus este specializată pentru producția de carne, are un spor de creștere în greutate de aproximativ un kilogram, uneori se depășește un kilogram pe zi. Exemplarele feminine ajung la o greutate de 600-700 de kilograme, iar masculii ajung până la o tonă. Așa de mult? Da. Randamentul la sacrificare este undeva la 70% față de rasele românești care nu depășesc în general 50-55%. Este un alt lucru care ar trebui menționat despre această rasă este că este foarte precoce. Deja la 13 luni se poate produce monta, la aproximativ la 2 ani deja apar metișii, apar produsii, și acesta este un lucru foarte important, pentru că putem foarte ușor să obținem atât creșterea în greutate, cât prin precocitate reușim să câștigăm în timp față de rasele noastre care este cunoscut faptul că au alte
standarde, am spune, și de la lucrul acesta a plecat și tânărul nostru fermier, care a văzut în afară, a fost, s-a documentat și vrea să experimenteze, să încerce să dezvolte această rasă de carne în zonă. Zona este o zonă, să zicem, cu condiții bune pentru creșterea animalelor, este o zonă submontană, există destule furaje în zonă, nu se pune problema aceasta, apoi ar trebui gândit, așa cum gândește tânărul Daniel Popescu, că trebuie să ne specializăm pe ceva și să obținem, să dezvoltăm ceea ce există în zonă și nu să venim cu lucruri exotice din afară, să venim cu fel de fel de alte idei de afaceri pe care le-am mai întâlnit pe la diverse persoane. Noi suntem în Gorj, Gorjul trebuie să fie un județ în care se predomine creșterea animalelor și pomicultura, viticultura, care în ultimul timp a cam dispărut din Gorj, dar creșterea animalelor este și a fost întotdeauna în Gorj o activitate de bază. Pe acest lucru s-a bazat și tânărul nostru, care dezvoltă această activitate acum. Este o rasă propice de carne, dar vă întreb și altfel. Omul produce carne, carnea se vinde atât de bine încât să-i aducă și un profit și vă întreb asta pentru că românul preponderent consumă pasăre și porc. Orientarea s-a mai schimbat, a zice eu, din ceea ce cunoaștem acum. E adevărat că e mai dietetică și mai sănătoasă. Nu neapărat, dar această carne este căutată la export. Noi putem exporta și România trebuie să exporte foarte multă carne de bovină. Este cunoscută deja tendința pe care se merge ca să facem export în țările asiatice, să mergem către China, să mergem. Sunt lucruri pe care noi le auzim destul de des în mass media și cred că și tinerii și cei care se ocupă de zootehnie sunt bine informați și urmăresc acest lucru. Eu nu sunt un specialist în zootehnie, noi cei de la Camera Agricolă ne ocupăm de toate domeniile, eu sunt pomicultor, fac această activitate de foarte mulți ani și vă spuneam mai înainte, chiar tânărul Popescu a făcut o fermă mixtă unde are și producție vegetală și zootehnie. Și poate cu altă ocazie o să vedem și ferma vegetală, care este destul de extinsă și unde avem ce să vedem. Pentru că vremea nu ne mai permite, iată, plouă deja torențial. O ultimă întrebare. Sunt mulți tineri care accesează proiecte prin dumneavoastră pe profil zootehnic, că cei mai mulți în Mehedinți s-au bazat pe legumicultură, în Vâlcea și acolo, iar prinde contur această treabă cu fermele. În Gorj, dacă luăm statistic aceste programe europene, nu le-aș spune proiecte, pentru că ele sunt programe care sunt în Gorj și a mers în general pe un program mixt, dar apicultura este cea care predomină și zootehnia. Celelalte culturi este de explicat pentru că nu avem cultură mare decât zona de sud a județului, suprafețele sunt fărâmițate, nu se poate merge foarte mult pe culturile de câmp și atunci revin la apicultura, care este pe primul loc, apoi zootehnia, care a câștigat mult în ultimii ani. Nu putem încheia fără să privim și acești frumoși vițeluși, prima producție din 2015, să spunem așa, ne-au zburdat pe aici și care este, să zicem așa, fluctuația lor de viață în greutate? Cât de repede ajung ei la o maturitate? Ne-a spus că la 13 luni se reproduc, dar totuși sunt buni de vânzare la vârsta de... Având în vedere că este un sport de creștere în greutate de minim un kilogram pe zi, sacrificarea s-ar produce undeva la, să zicem,
dacă se merge pe o medie de 200 de kilograme, acum trebuie luat în calcul și ceea ce vrea să facă producătorul, fermierul, ce contracte are, dacă reușește să facă desfacere, dacă are contracte cu abatoarele specializate, cu livrările, asta el își face un calcul și vede cât este de rentabil. Eu aș aprecia că la o greutate de 200 de kilograme pentru tineretul acesta, tânărul nostru fermier ar câștiga și ar fi într-un avantaj economic destul de sporit. Sporit, da. Vă mulțumesc, domnul inginer, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am mai putea sta mult de vorbă, dar nu ne permite vremea, așa că data viitoare poate e o vreme mai bună, poate cu soare ne vom duce în altă parte și vom veni în fața dumneavoastră cu alte subiecte. Până atunci, vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere!